Ia-ți spun, eu la Italia nu mănânc ciocolate? Dar ce vrei tu să mănânci de dimineață? Cum? Eu am venit la Moldova să mănânc ciocolate? Trebuie plăcinte, un ceai călduț, ha? O, bună idee! Mă apuc să fac plăcinte! Liniștește-te! O chem pe vecina să ne facă ea plăcinte! Nu! Azi eu fac plăcinte! Tu iar începi cu vecina ta? Să vină vecina să gospodărească la noi în ogradă? Ei, femeie bună! Ea poate! Nu are nimic contra! O să-i achităm! Să-i achit să facă mâncare? Tu glumești! Las că eu pot! Dar cum la restaurant tu achiți pentru mâncare? Nu ai nicio problemă și acolo îți fac femei străine mâncare. Cum? Pe mine să mă știe tot satul că eu chem vecina să-mi fac plăcinți și eu să-i plătesc? Dar de când pe tine te interesează gura lumii? Lasă-mă, azi eu fac plăcinte și punct. Fac plăcinte la tigaie. Încă la tigaie? Tu poți? Dar cum nu pot? Și așa mare greutate, pui apă, ouă și făină. Așa vreau mai repede să termini vacanța, să merg înapoi în Italia. Dar și mă rog, nu-ți place ce-i la Moldova? Tu nu vezi și am slăbit? Eu nimic nu pot să mănânc aici din mâncarea ta care o prepari tu. Cum? Tu vrei să spui că eu nu pregătesc mâncarea bine, da? Las că eu îți dovedesc acum. Dar după care rețetă prepari plăcintele? Rețeta de la mama, în cap aici la mine. Mâncăm plăcinte ca la mama acasă. Nu te râde, să vezi ce plăcinte bune o să fac eu. O să vrei și nu o să-ți dau. Doamne, adu-o, te rog, pe vecina la noi în vizit. Las-o să vină. Cum o să vină așa, o să se ducă. Să mă învețe ea pe mine cum să fac colțunaș, plăcinte. S-o găsesc profesoare. Oh, vecinile mele o spalată, italienicile mele. Opa, s-auzi, s-o trezut. Dar și faci și acolo gospodina. Bucătăreală, o, ne, bucătăreală îmi place. Vecinuțele mele, cucu! Eu am venit la voi. Vecina, mulțumesc că ai venit, m-ai salvat. Of, a venit. Plăcinte, tăițăi. Și ne mai amiezi, pat, hei, aluatul de plăcinte cu lingura. Aici e aluate, tăițăi, ufă, ină și apă. Ia-ți pun și apă și o să fie plăcinte. Se pune, tăițăi, și apă. Dă-i eu să mă apuc, dă-i eu să fac. Dar nu fii tu așa gospodină, eu tot-s gospodină și fac plăcinte tare bune. Nu te încăpățâna, te rog, dă-i să facă vecina plăcinte. Știi vorba și e? Cu deasâna de la om poți iei, ia ca na, dar să dai deasâna în bățură nu poți. Lasă-ți fac dacă te știați. Și nu mai faci așa plăcinte. Hai, te rog, ascultă și spune vecina. Nu te încăpățâna, te rog, la dânsă. Dacă încăpățânarea asta la tine, strângi tot cu duc. Și nici mâncare nu agătărea nu mâncăm. Gata luatul, trebuie să fie moale. Îl lăsăm la crescut. Fathă, eu înțeleg tu ești din Italia. Dar tu știi când a luat trebuie drojdie ca să crească. Și să crească, ță, eu nu înțeleg. O, făină și apă să crească. Eu fac fără drojdie. Fac plăcinte la tigaie. Ia spuneți, acestea-s plăcinte
să facă niște plăcinte normale, măcar să le putem mânca. Tu încredere în mine, iar nu ai. Cum eu să am încredere în tine, dacă tu de atâtea ori ai făcut mâncare rău? Eu mă aduc. Prietelii, mă lăs sănătoșele, mă duc la altă vecină, îți beau cafea, dar la voi vin la plășit ceai. Iată, vezi, dacă ești naivă. O venit, o luat informația și s-o dus să spui la tățatul. O să ne știe toată lumea. Și să te știe, și cu tine. Iată de când tu trăiești cu gura lumii. La sat, fără gura lumii, nu poți trăi liniștită. Și dacă vrei să fim în continuare prieteni, te rog să mă apreciez și să mă încurajez. Eu te iubesc și te apreciez, ești sora mea, dar nu pot să te încurajez când tu faci greșeli. Eu nu văd aici nici o greșeală. Ce? Fac plăcinte greșit? Din contra, mă strădui să fac mâncare de casă. Bună! Te rog, adaugă puțină drojdie să mănânc plăcinte normale. Te rog frumos! Privește ce-a luat frumos și moale, ia! Elastic! Azi. Adu-te rog ulei și pune tigaia la prăjit. Oh. Hai, te rog, mai repede! Plăcinta nu iubește să stea mult. Trebuie repede făcută. Hai, aprinde focul. Eu încep plăcințelele. Sper să primească. Tare mi-e poftă de plăcinte. Și-a luat moale. Trebuia totuși să pui puțină drojdie. Taci, te rog. Ce așa puțin ulei? Mai toarnă! Ajunge cât ulei vrei! Și cu tine! Și eu atâta ulei turnat! Drojdie nu vrei să pui în aluat, dar ulei cât mai mult! Eu pe tine te-am rugat doar să aprinzi focul și gata! Vezi ce a luat frumos, a? Nici nu prea se întinde aluatul! Taci, că încă nu-i gata! Mai repede că se încinge foarte tare uleiul. Ia de foc, eu nu reușesc. Ba, prinde focul, ba, nu pune, ba, pune. Hai, du-te de aici, că tu pe mine mă stresez și nu mi-ți primesc plăcintele. De-am eu sunt vinovată că tu nu gătești cum trebuie. Nu se întind, iau și frumos se întind, a? Nu se întind. No. Aș frumusețe, pun brânză și ai miroc și te-am urmiez. Dar nu ai pus sare în brânză. Care sare? Brânza are gustul ei. Tu ai văzut la mama cum făcea ea plăcinte? Logic am văzut. Dacă nu vedem, nu facem plăcinte azi. Așa îmi place la țară, gătești. E ca în Italia n-ai așa posibilități. Dar tu la țară te umplut treaba de găteală. Uite ce de frumoasă! Punem la copt, dar uleiul încă nu-i fierbinte. Să mai fac una, la 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 la. Ce de frumușele, a? Dar de ce ele nu cresc? Stai un pic, cum să crească dacă încă nu s-au înfierbântat bine? Cum să crească plăcintele dacă ele nu au drojdie? Iar tu cu drojdia ta! Am o să vină și vecina și ești tot cu drojdie, o să spun. Vezi miros? Verificăm. O, și cresc, a? Iau și cresc, uite, uite, vezi? Se înflă. Se înflă de la aer, nu de la drojdie. Și nu tot se înflă. Opa, opa! Dar la mine miroase de acasă, plășintă. Ia să văd ce... Ai pus drojdie? Văd că cresc. N-am pus drojdie din loc. Ați crescut, vezi? O, dar și-ați crescut, e bineșor. Și vă place? E bine? Logic e bine. Ce? N-ai încredere, da? Privește și învățați. Ah. Hai, eu
asta, fata, mami, de rețeta! Deja vreți rețeta, repede! Prima dată, văd așa, mă simt. Bune! Vecina, acestea sunt plăcinte din Italia! Deja te lauzi cu prietena ta, da? Dă repede farfuria! Îți dau, poftim! Măi, dar arată bine! Prima dată mănânc așa, mă! S-ar trebui! Deja vă strâmbați! Să gust eu! Ce bunătate! Dacă sincer par mâncăm, tăiței prăjiți cu brânză. Gata! M-am dezamăgit! Nu mai vreau să fac nimic de mâncare! Și mă bucur că nu mai gătești! Ba nu! M-am gândit! Mâine fac ardei umpluți! Pa, pa! Om, cine va să oprească cu gătitul?